Vreau să citesc un text înainte de a răspunde la această întrebare. Avem versiunea simplă a predicii, care bănuiesc că știți cum sună. Trebuie creștinii sau creștinii sărbătoresc Halloween-ul? Răspuns simplu, nu. Dar avem și versiunea explicativă și aș vrea să aveți un pic de răbdare cu mine în această seară. Deuteronom, capitolul 18, voi citi de la versetul 9 până la versetul 14. Dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți împreună cu mine. Dacă nu o aveți, haideți să urmărim ce spune Biblia. Sunt cuvinte pe care Dumnezeu le spune poporului, le poruncește de fapt poporului după ce au intrat în țara promisă, în Canaan. Sunt lucruri care, deși au fost spuse cu multă vreme în urmă, au aceeași valabilitate și astăzi pentru noi, chiar dacă nu ne mutăm dintr-o țară în alta, dar în momentul în care Dumnezeu ne-a scos din împărăția întunericului, adică din păcat, și ne-a strămutat în împărăția luminii, în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile astea sunt lucruri de care trebuie să ținem seama. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, spune Biblia, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Amin. Cred că textul acesta este explicativ prin el însuși. Cred că este deprisos să spun că tot ceea ce ține de astrologie, de zodiace, de prezicerea viitorului, de cititul în cristal, în palmă, în cafea, în zahăr, în orice alte chestii de felul acesta, nu este nimic ce ar trebui să facă parte din viața noastră. Dar înainte de orice, aș vrea să elaborez puțin peste vis-a-vis de această idee a Halloween-ului, pentru că, din păcate, această sărbătoare păgână își face loc sau și-a făcut loc în anii recenți și, din păcate, tot mai mult își face loc și în societatea românească. Câteva lucruri despre originea acestei manifestări. Nici nu știu dacă cuvântul sărbătoare poate fi asociat cu cuvântul Halloween. Probabil că nici nu-i potrivit să o facem. Dar pentru cei care poate sunteți curioși să știți de unde vine sărbătoarea asta, de unde și are originile, cum a început, trebuie să vă spun că rădăcinile acestei sărbători vin din vremea celților. Celții erau un popor, de fapt locuitorii originale a ceea ce este Irlanda de astăzi, de fapt Regatul Unit, Marea Britanie, Irlanda, Scoția și o parte din nordul Franței, pentru că geografic aceste țări sunt foarte aproape una de cealaltă. Celții erau locuitorii originale a acestor ținuturi înainte de Hristos, cu 2000 și de ani în urmă. Acești oameni aveau o sărbătoare interesantă. Anul nou celtic începea pe 1 noiembrie, iar în data de 31 octombrie era această sărbătoare pe care ei o numeau sărbătoarea Samhain, în care sărbătoreau într-un fel sau altul încheierea verii și începutul toamnei. Și până aici lucrurile par că nu sunt așa de complicate și nici atât de grave. Până la urmă urmei, când încep frunzele să cadă, când începe să se lase bruma, să fie frig, știm că vine toamna. Nu e nimic rău în asta. Dumnezeu a rânduit anotimpurile așa cum le-a rânduit și după vară, de obicei, vine toamna.
Însă problema este că această grupare de oameni, acest popor care locuia în partea asta a lumii despre care vă spuneau, avea o grupare de preoți între ei care purtau numele de druizi. Poate ați auzit, ați citit sau ați văzut ceva despre druizi. Ceea ce poate că nu știți, această grupare religioasă venera morții. Această grupare religioasă făcea sacrificii animale și umane, se ocupa de spiritism și de ocultism și era profund implicată în magie neagră. Cu ocazia sărbătorii acesteia de Samhain, în data de 31 octombrie, druizii aveau o sărbătoare specială în care aduceau ofrande Domnului Morții, pentru că ziua de 31 octombrie era închinată Domnului Morții. Era, de fapt, simbolul morții verii și simbolul începutului toamnei. Ei, druizii, credeau că această zi e ziua când duhurile celor morți reveneau pe pământ și trebuiau să li se aducă ofrande. Dacă aveai în familie predecesorii tăi care muriseră cu o vreme înainte, trebuia să pregătești casa în așa fel încât în ziua în care veneau duhurile, spuneau ei, ale celor morți, casa ta trebuia să fie pregătită și să existe ofrande pregătite pentru aceste duhuri. Iar dacă nu erai pregătit corespunzător, duhurile acestea provocau haos. Unii de teama faptului că nu știau cum să se pregătească pentru ziua în care veneau predecesorilor din tărâmul morților, se deghizau în costume hidoase ca să îi sperie. Ideea este, în crezul lor, dacă veneau duhurile, stafiile, strigoii, în ce formă vedeau ei duhurile celor morți, ei la rândul lor, pământenii vii, încercau să îi sperie îmbrăcându-se mai hidos decât ar fi fost ei în realitate. Evident, lucrul acesta nu are niciun fel de suport în realitate, pentru că nu poți păcăli duhurile, în primul rând. Duhurile sunt entități imateriale care nu se sperie nici de mușchii noștri, nici de costumele noastre și nici n-au nevoie de nimic din lumea noastră fizică, pentru că duhurile fac parte dintr-o altă dimensiune, alta decât cea fizică, decât cea în care existăm și trăim noi. Problema cea mai gravă a acestor sărbători și în mod special aceste ritualuri ale preoților druizi era că toate culminau în data de 31 octombrie spre miezul nopții, culminau cu jertfe animale și umane, sângele jertfelor folosindu-se în tot felul de ritualuri demonice, iar resturile care rămâneau de la jertfe erau arse într-un foc. Cred că e suficient cât v-am spus ca să înțelegeți că nimic din ceea ce se promovează cu ocazia acestui moment al anului nu are de-a face cu credința noastră creștină. Din păcate, Halloween-ul ca sărbătoare a fost adoptat în Evul Mediu de către creștini ca și o sărbătoare care marca, într-un fel sau altul, pentru mulți creștini la vremea aceea, doar o trecere între anotimpuri. Însă vreau în această seară să ne uităm în Scriptură, pentru că am citit un pasaj din Biblie și să înțelegem ideea că, deși cultural românii nu sărbătoresc neapărat această sărbătoare, sau cel puțin încă nu o sărbătoresc, se pare că superficialitatea creștinismului și convingerile noastre slabe ne duc în această direcție. Un dovleac, o pălărie de vrăjitoare, un schelet agățat pe nu știu unde, uităm, dragilor, și aici lucrurile devin serioase, uităm că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și în această seară aș vrea să ne uităm în Scriptură, pentru că vreau ca tot ceea ce vă spun eu să fie fundamentat în Scriptură. Am dat această istorie pentru că poate unii vor spune, dar este o sărbătoare nevinovată. Vin copiii deghizați în strigoi și mi-aduc bomboane la ușă. Nu e vorba de copii deghizați în strigoi și bomboane, e vorba cu totul de altceva în spatele acestor manifestări.
Și mi-am notat câteva lucruri și poate că n-ar strica să le rețineți, pentru că sunt sigur aproape 100% convins că ați avut un fel sau altul de interacțiune cu cei care au promovat sau promovează Halloween-ul într-un fel sau altul. Mă opresc la primul lucru și primul lucru despre care vreau să vorbesc este următorul. Halloween-ul pretinde că totul este inocent, dar în realitate promovează întunericul. Halloween-ul nu este decât o deghizare a întunericului cu un costum al inocenței. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 13, 14 și 15, vi le citesc eu. Oamenii aceștia, spunea Pavel despre o categorie de oameni, sunt apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli al lui Hristos. Și nu este de mirare că Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Știți ce spune Biblia? Biblia spune că dacă e necesar, diavolul se transformă într-un înger de lumină. Știm că acest lucru este greu de crezut pentru mulți dintre voi. Știu că lucrul ăsta este greu de înghițit pentru mulți dintre noi, dar este o realitate. Dacă e nevoie, diavolul știe să-și pună costumul inocenței. Dacă este nevoie, diavolul știe să se deghizeze într-un înger de lumină. Și dacă este ceva clar în ceea ce privește Halloween-ul, este că pretenția e inocență. Nicăieri nu vei găsi brutalitate, nicăieri nu vei găsi neapărat acțiuni ostentative, ci vei găsi totul îmbrăcat într-o inocență. Are un costum simpatic, are o alură haioasă. Arată fioros, dar nu știi dacă e fioros sau e doar hazliu. Vreau să înțelegeți, dragii mei tineri, că de multe ori pretenția inocenței nu face decât să îmbrace întunericul. Iar noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să fugim de întuneric. De fapt, Halloween-ul se vrea un fel de joc nevinovat. Niște costume, niște măști, care să poată indica ceva ce e prea urât ca să fie real. Dulciuri, toți avem câte o slăbiciune pentru dulciuri, nu? Care în mod mascat promovează poate unul dintre cele mai periculoase lucruri, și anume spiritismul și ocultismul. Nu este timpul și nici momentul să vorbim despre aceste aspecte, dar ele sunt cât se poate de serioase. Suntem fii ai luminii, spune cuvântul lui Dumnezeu, și fii ai luminii trebuie să fim, și fiii luminii trebuie să se ferească de întuneric. Vă place întunericul? E aici cineva care îi place întunericul? Nu e așa că întunericul îți dă sentimentul că ceva nu e în regulă. Întunericul în sine nu este decât lipsa luminii. Dar cred, onest cred, că niciunuia dintre noi nu ne place întunericul. Păi dacă nu ne place întunericul, haideți să nu fim nici părtași la nimic din ce este întuneric. Pentru că Halloween-ul, de fapt, este o sărbătoare a întunericului. Se promovează negrul, se promovează noaptea, undeva o lumină ascunsă într-un decor sinistru și întunecat. Mă întreb, ce poate să ofere așa ceva unui credincios? Nu-mi place întunericul, știți de ce? Pentru că ascunde lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii au iubit mai mult, ce? Întunericul. Pentru că faptele lor erau rele. Și atunci când stai în lumina prezenței lui Dumnezeu, lumina este cea care alungă întunericul în primul rând și scoate la iveală sau revelează ceea ce este ascuns. Dragilor, Dumnezeu ne cheamă să umblăm în lumină. Hristos a spus venind în lumea aceasta, eu sunt lumina lumii. Și a spus el, oricine crede în mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dragi tineri creștini, întunericul nu-i de noi. Nu e așa că ți-e groază să mergi pe întuneric. Oricât ești tu de bărbat, oricât ești tu de macho, te duci pe o stradă întunecoasă. Știți că pe întuneric sunetele au altă frecvență. Stai singur acasă.
și lași undeva o luminiță aprinsă, că nu știu, cumva ceva trebuie să spargă întunericul ăla. Nu-i nimeni acolo, nu-i nimic acolo, dar cumva întunericul ăla îți dă sentimentul de nesiguranță. Dragi creștini, Hristos ne cheamă să umblăm în lumină. Iar acest Halloween nu este decât o celebrare, o sărbătoare închinată întunericului. Ascultați, noi îl slujim pe un Dumnezeu care locuiește în lumină. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 16. Vorbește Pavel, scriindu-i lui Timotei, scriindu-ne nouă, despre Dumnezeu. Ascultați cum e caracterizat Dumnezeu. Singurul care are nemurirea. Dumnezeu ne dă nouă viață veșnică. Într-o zi vom fi cu Dumnezeu și vom trăi veșnic. Dar Dumnezeu e singurul care deține nemurirea. El are nemurirea. El în sine este fără început, fără sfârșit. Este Dumnezeul etern. Este nemuritor, pentru că El este sursa vieții. El dă viață. El nu are nevoie de viață, pentru că El însuși este viața. Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Venind în lumea aceasta, Hristos nu ne-a arătat calea, ci a spus, eu sunt calea. Venind în lumea aceasta, El nu ne-a arătat adevărul, ci El s-a definit pe El însuși ca fiind adevărul. Și venind în lumea aceasta, Hristos nu ne-a arătat o cale spre viață, ci a spus, eu însumi sunt viața. Singurul, deci, care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, spune Pavel despre Dumnezeu, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, ci are cinstea și puterea veșnică. Slăvit să fie Domnul! Acesta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu care locuiește în lumină. E important, dragii mei, să înțelegem că Halloween-ul doar pretinde inocența, dar promovează de fapt întunericul. Aveți grijă la ceea ce promovează. Pretenția este una, dar ceea ce promovează este cu totul altceva. Este o sărbătoare a întunericului și mai ceva. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, odată ce am fost eliberați din întuneric, trebuie să rămânem în lumină. Efeseni, capitolul 5, versetele 8, 9, 10, 11, 2, până la 11. 8, 9, 10, 11. Ascultați, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut Domnului și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ci încă mai degrabă osândiți-le. E nevoie de vreo explicație la versetul acesta? Suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem copii ai luminii, trebuie să umblăm în lumină și de fapt trebuie să ne ferim de tot ce este întuneric. Nu avem treabă cu întunericul. Dragul meu tânăr creștin, odată ce ai fost scos din întuneric, rămâi în lumină. Și mai ceva. Întunericul e periculos pentru că te poate robi. Coloseni, capitolul 1, versetele 12 și 13. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Unde stau sfinții? În întuneric? În lumină. Hristos a zis, venind în lumea aceasta, oamenii au iubit mai mult întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Întunericul are puterea să te robească. Și toți cei care fac parte din întuneric trăiesc o robie. N-aș vrea să aveți ocazia să vorbiți cu cineva care a fost robit de închinare idolatră. Pentru că probabil va fi greu să dormiți după aceea. Dar au fost oameni care au fost în robia întunericului, au fost oameni care s-au închinat forțelor întunericului. Și oamenii aceștia, eliberați de Hristos, îți vor spune ce înseamnă să fii strămutat din întuneric în împărăția luminii. Dacă prin Harul lui Dumnezeu am cunoscut lumina lui Dumnezeu, vă rog, dragi tineri creștini, rămâneți în lumină. Nu vă faceți părtași faptelor întunericului, pentru că întunericul te robește, are puterea să te robească. Halloween-ul pretinde inocența, dar promovează doar întunericul. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru la care vreau să mă opresc în seara aceasta, pentru că mă uit în ceea ce spune Biblia, mă uit la ceea ce spune Biblia și în același timp încerc să văd ceea ce se prezintă prin această sărbătoare, zisă sărbătoare. Nu uitați, e doar pretenția de nevinovăție, dar de fapt este promovarea a tot ceea ce este rău. Fiți atenți că deseori
Și de fapt spunea cineva, în Halloween nimic nu este ceea ce pare. Trăim într-o lume în care nimic nu este ceea ce pare. În al doilea rând, Halloweenul mai are o caracteristică, și anume că este o sărbătoare a decepției și a falsului. Dacă este, în primul rând, o inocență sau o nevinovăție mascată pentru întuneric, la fel de adevărat este că Halloweenul este o sărbătoare a decepției și a falsului. Și vreau să mă opresc la acest gând. Pentru că tot ceea ce spun despre această sărbătoare care n-are nimic de sărbătorit, este valabil pentru un sistem al lumii în care trăim noi, corupt de diavolul. Știți că diavolul sărbătorește și lumea sărbătorește decepția sau înșelăciunea și falsul. Trăim într-o lume, dragi tineri, într-o societate care, per ansamblu, a ajuns să celebreze nu e ce este veritabil, ci ceea ce este fals, ceea ce este înșelător. Autenticitatea și originalitatea sunt concepte perimate pentru mulți oameni și se pare că sunt pe cale de dispariție. Știți că însăși folosirea aceasta de costume și de măști e o mascare a adevăratei identități. Vreau să vă spun ceva, dragilor. Noi avem o identitate în Hristos și nu avem nevoie să ne mascăm identitatea. Știți care e identitatea noastră? Vă citesc tot din Biblie. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2. E un verset foarte frumos pe care vreau să rețineți, pentru că vă va fi de folos. Când veți ajunge într-o zi, într-o criză de identitate, când colegii voștri, anturajul vostru, lumea în care trăim, ne va arăta cu degetul, va spune ceva despre noi, ascultați care e identitatea noastră. Prea iubiților, spunea Ioan, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce suntem noi acum, dragilor? Copii al lui Dumnezeu. Pentru asta n-ai nevoie de mască. Trăiesc tragedia unei generații care trebuie să vină la biserică cu mască și pune masca de biserică. Pentru că își ascunde identitatea. Știți ce face Halloweenul? Sărbătorește decepția și falsul. Trăim într-o lume care celebrează imaginea, dar este o imagine falsă. Am spus-o și o repet. Oare de câte ori în lumea asta virtuală în care ne învârtim așa de liber, avem contact cu persoana reală? V-am spus și cred că ați avut aceeași experiență ca mine. Vezi poza cuiva undeva pe un site de socializare și când te întâlnești cu persoana reală, te întrebi ce-i greșită, poza sau persoana? Că cele două nu seamănă decât... Da? Interesant, știți ce înseamnă asta? Nu-i decât o sărbătoare a decepției. Fă-ți o poză așa cum ești, nu? Nu trebuie să-ți pui masca aia. A, bun, că nu se numește mască, că este ceva din Photoshop, sunt niște layere pe care le pui pe față, sunt niște tonuri pe care le schimbi, niște contururi pe care le dai, da, se pot face foarte multe lucruri. Dar e tot o mască. Știți ce celebrează Halloweenul? Decepția, falsul. Pentru că lumea în care trăim nu mai are o identitate, dragi tineri. Noi avem o identitate în Hristos, suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă te întreabă cineva, identitatea ta nu trebuie să fie în spatele unui profil falsificat. Pentru că asta face lumea, nu face copilul lui Dumnezeu. Ce înseamnă câteva gânduri despre falsul acesta al identității? Știți că oamenii deseori, și din păcate uneori creștinii, se ascund după o identitate falsă, pentru că o identitate falsă denotă teama de realitate. De multe ori, oamenii care se ascund în spatele unei imagini alta decât sunt ei cu adevărat, le este teamă să dea piept cu realitatea. Din toate vremurile a existat în noi și în oameni, în ADN-ul nostru, cred că e undeva acolo, dorința asta de a fi altfel de cum ești. N-ați trăit niciodată sentimentul ăsta, cumva în celulele noastre. Te uiți în oglindă și zici, mam, nasul prea mare. Nu? Aș fi vrut să am ochii nu știu cum, urechile nu știu cum. Întotdeauna când te uiți, ai vrea să fii altfel.
De multe ori, oamenii care își pun masca falsului și a decepției sunt oameni care au o teamă de realitate. Fuga de realitate, probabil, este una dintre cele mai periculoase lucruri care afectează generația noastră, pentru că sute de mii și poate milioane de oameni se ascund după o identitate falsă, pentru că n-au curaj să dea piept cu realitatea. Vă dau câteva exemple? Lăsăm impresia că suntem fericiți, dar în realitate suntem plini de tristețe, de amărciune și de frustrare. Dar venim la biserică și ne punem masca fericirii. Se uită toți la noi, ce bine o duce. Fericit și zâmbet pe obraz, dar în suflet amărăciune, tristețe, o mască. Lăsăm impresia că am reușit și ne-am realizat în tot ce am făcut. Dar în noi înși ne simțim amărăciunea eșecului din viața noastră. Lăsăm impresia că avem o relație cu Dumnezeu. Știți câți oameni vin la biserică cu masca asta? Lăsăm impresia că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că avem o relație cu Dumnezeu. Dar numai noi știm și Dumnezeu, că între noi și Dumnezeu este o barieră pe care nu am trecut-o de multă vreme. Lăsăm impresia că avem totul sub control. Nu e asta generația noastră, ce mai faci? Totul bine. Oare? Totul bine? Și după ce zice totul bine, îți mai povestește un sfert de oră de problemele pe care le are. Dar totul e bine. Știți de ce? Că lăsăm impresia asta. Ne place să credem că suntem în control. Totul e bine, nu suntem în control. Lăsăm impresia că totul este sub control, dar viața noastră e un haos nesfârșit și nu mai știu cum să ieșim din el. Lăsăm impresia că putem face orice. Dar știm că am încercat atâtea lucruri și au rămas toate nefăcute. Suntem campioni la tăiat panglici. Dar n-am reușit să terminăm nimic din ce am început. Știți de ce? Că astea sunt toate imagini, măști. Nu uitați, Halloween-ul celebrează falsul și decepția. Ca și copiii al lui Dumnezeu, trebuie să avem curajul să ne asumăm realitatea. Ăsta sunt. Când vii înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de masca ta. Are nevoie de ceea ce ești tu în realitate. Când vii înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă să vii așa cum ești. Pentru că din ceea ce ești, Dumnezeu te poate transforma în ceea ce vrea El să fii. Fără mască. Dumnezeu nu-ți pune o mască. Dumnezeu nu-ți dă doar un exterior nou. Dumnezeu nu te dă cu fond de ten. Dumnezeu nu-ți repară imperfecțiunile din exterior, ci Dumnezeu te schimbă din interior. Schimbarea pe care o produce Dumnezeu când vii la El în realitatea ta este o schimbare de durată, pentru că ea nu e exterioară, se vede la exterior, dar originea este dinăuntru. Cine este în Hristos este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Înnoirea, noutatea vine dinăuntru. Omul nou, duhovnicesc, spiritual, născut din Dumnezeu, transformat de Dumnezeu, este cel care se va vedea prin tine și atunci vei avea curajul să te uiți în fața realității și să spui, da, ăsta sunt eu. În unele lucruri am reușit, în altele am eșuat. Ăsta sunt eu cu adevărat. În unele lucruri am început cu elan și am sfârșit în eșec. Și atunci nu o să mai ai nevoie de mască. Pentru că o identitate falsă denotă teama de realitate. Și mai ceva, o identitate falsă denotă teama confruntării cu adevărul. Știți de ce ne plac identitățile false? Pentru că cel puțin trăim cu impresia că suntem păziți de durerea confruntării cu realitatea. Credem că dacă stăm suficient în spatele măștii, ne putem prelungi agonia de a nu ne schimba. Păi nu știe nimeni cum sunt eu cu adevărat. Vine păstorul la mine și mă întreabă cum sunt. Sunt bine. Totul e bine, sub control e totul. Și masca asta mă păzește de durerea confruntării cu adevărul. Dragilor, vreau să vă spun că Biblia spune că adevărul te face liber. Doar adevărul. Minciuna te robește, falsul te robește. E o falsă iluzie a siguranței. Trăim într-o lume dominată de decepție și de fals. Dar Biblia spune un lucru simplu. Adevărul te face liber. Vă invit din tot sufletul să veniți cu acel eu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, ăsta sunt eu. Aici am eșuat, aici am încercat și n-am terminat, dar sunt gata să mă transform. Știți că Dumnezeu e specialist să ia ceva ce a eșuat și să-l transforme într-un succes. Dumnezeu poate să ia bucățelele care au rămas din viața ta și să le facă din nou un întreg. Numai El știe să facă asta.
masca îți va da confortul momentului când spatele ei ești altul decât se vede. O identitate falsă, am spus că denotă teama de realitate, denotă teama confruntării cu adevărul și mai ceva, o identitate falsă denotă teama de schimbare. Vă invit în această seară. Știu că nu e o seară în care facem o chemare la rededicare. Poate e cineva aici care își poartă o identitate falsă pentru că îi teamă să se schimbe. Pur și simplu îi teamă să se schimbe. Vede realitatea, își pune masca. Te înșel singur, încercând să-i înșel pe alții. N-ai vrea ca să lași masca aia, a decepției, a falsului jos, să lași pe Dumnezeu să te schimbe. Uitați-vă în Scriptură, pe nimeni și absolut pe nimeni dintre cei care au venit la Hristos, Hristos nu i-a îndepărtat. Putea să-i spună lui Zacheu, acolo în dudul lui din Ierihon, putea să-i spună Zacheie, tu ești vameș, tu ești păcătos, foarte păcătos. Dacă avem mai puține păcate, puteam sta de vorbă, dar îmi pare rău, tu chiar ești păcătos. Hristos l-a chemat și a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Femeia prinsă în păcate și în imoralitate, Hristos i-a spus, văzându-o cu lacrimi, du-te, dar să nu mai păcătești. Știți că schimbarea este dureroasă de multe ori. Pentru că atunci când te schimbi, trebuie să dai jos ceva. I-a zis Dumnezeului Naaman, prin vocea slujitorului prorocului, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. Știți că Naaman era un general sirian lepros și a venit în Israel ca să fie vindecat. Că a auzit el că acolo este unul care vindecă leproșii. Și a fost tare frustrat când s-a dus la casa prorocului. După ce a fost mai întâi la palatul împărătesc și împăratul i-a spus, n-am ce să fac cu tine, îmi pare rău, eu nu vindec leproșii. Și l-au trimis la casa prorocului și acolo n-a ieșit omul lui Dumnezeu să-și pună mâinile peste el, ci l-a trimis pe slujitor și a zis, stăpânul, te duci să te scalzi de 7 ori în Iordan. Și cred că plin de frustrare și de supărare, Naaman și-o fi zis în sinea lui, sunt un ofițer în armata siriană cu grad superior și ăsta mă trimite să mă spăl într-o apă noroioasă. N-avem noi apele noastre mai bune, spunea el, la noi în țară. Și până la urmă s-a dus, dar înainte să intre în apă, știți ce o trebuie să facă Naaman? O trebuie să-și dea jos gradele. O trebuie în fața soldaților lui și a tuturor ofițerilor care erau lângă el să se dezbrace, să îi se vadă lepra. Că sub costumul lui de general și sub gradele lui, sub epoleți, Naaman părea un om de succes și realizat. Și abia când a stat pe malul Iordanului și a trebuit să-și dea jos toată vestimentația lui militară, să-i se vadă corpul afectat de lepră. Abia atunci a început schimbarea. A pășit în apă și s-a scufundat. Și abia după aceea a avut loc schimbarea. Dragilor, identitatea falsă de multe ori este semnul că ne este frică să ne schimbăm. Chiar dacă n-o să vă chem în față, chiar dacă nu facem o chemare, vă rog un lucru. Cereți lui Dumnezeu să vă schimbe viața. Lăsați masca decepției a falsului. Nu reușiți să păcăliți pe nimeni. Doar vă prelungiți agonia. Deci Halloween-ul îmbracă inocența sau îmbracă ce este urât în nevinovăție ca să sărbătorească întunericul. Halloween-ul e sărbătoarea decepției și a falsului. Și mai ceva. Și aici lucrurile devin foarte serioase. Nu că până acum n-ar fi fost. În al treilea rând, Halloween-ul este un joc periculos, cu puteri spirituale pe care noi nu le putem controla. Și vreau să fac aici o mică pauză, în câteva gânduri să vă spun despre ce este vorba. Și anume, dacă veți citi și chiar vă rog să recitiți pasajul acesta, Dumnezeu este vehement și categoric când zice să nu fie nimeni la tine care să-și treacă fiul sau fiica prin foc, nimeni care să ghicească, cititor în stele, vestitor ai viitorului, vrăjitor, descântător, chemarea duhurilor morților și așa mai departe. Halloween-ul este un joc periculos, știți de ce?
pentru că de multe ori oamenii care se integrează și își găsesc locul în astfel de mișcări, și de mult, mult mai mult decât o sărbătoare, e mult mai mult decât o celebrare a orice, este un joc periculos. Știți că Dumnezeu nu ne-a dat voie și de fapt Dumnezeu a interzis în termeni categorici comunicarea celor vii cu cei morți. Dumnezeu nu ne-a dat voie să intrăm pe tărâmul spiritual, știți de ce? Pentru că nu avem voie să intrăm pe acest tărâm, pentru că nu suntem echipați corespunzător pentru așa ceva. Explorarea lumii spirituale nu este la îndemâna noastră, pentru că avem de-a face cu forțe spirituale mult superioare dotărilor noastre. Singura noastră interacțiune cu lumea spirituală este prin Duhul Sfânt. Și este un teritoriu pe care Dumnezeu l-a marcat clar. Duhul Sfânt care vine și locuiește în noi, prezența Lui aduce lumea spirituală a Lui Dumnezeu în viața noastră. Dar cum să vă spun, lumea spirituală în afara acelui perimetru trasat de Dumnezeu este o lume spirituală periculoasă. Și dacă nu mă credeți pe cuvânt, vorbiți cu cineva care a fost implicat în vrăjitorie, în magie. Nu există magie albă și magie neagră. E ca și cum ai spune că există păcat bun și păcat rău. Magia este magie, este o interferență cu lumea spirituală. Sărim gardul, dacă vreți să fiu foarte plastic, față de ceea ce avem voie sau nu avem voie să facem. Dragii mei, Halloween-ul e un joc periculos cu puteri spirituale, pentru că în spatele tuturor lucrurilor de felul acesta există duhuri, există demoni care posedă. Duhul Sfânt te umple. Numai dracii posedă. Așa zice Biblia. Credeți că Dumnezeu n-ar fi putut să umple pe toată lumea cu Duhul Sfânt? Ba da, putea. Dar Dumnezeu spune, cine vrea, cereți și veți primi. Duhul Sfânt vine și locuiește în viața ta și te călăuzește, te conduce. Doar duhurile necurate te posed. Nu vă jucați, dragii mei, cu lucrurile spirituale despre care nu știm nimic. Pentru că pericolul e extraordinar de mare. Noi suntem vulnerabili. E un teren pe care suntem vulnerabili. Pentru că atunci când intrăm pe terenul ăsta, deschidem ușa larg spre activitate demonică în viața noastră. Sunt mulți oameni care, deschizând o ușă către lucrurile acestea, au deschis de fapt ușa activităților demonice. Nu vă uitați la filme cu vampiri. Nu vă uitați la filme cu draci, cu demoni. Hollywoodul este experimentat în a produce așa ceva. Nu vreau să vă dau nume, pentru că nu vreau să vă dau idei, nume de filme. Lumea spirituală este cât se poate de reală. Și în momentul în care tu îți deschizi inima ta influențelor demonice, știți ce se întâmplă? Tu îi dai legitimitate diavolului să bage piciorul la ușa vieții tale. Și știți că diavolul nu intră ca și un domn. El nu bate la ușă și așteaptă până deschizi. Dacă ai deschis ușa, el a pus piciorul în ușă. E foarte neplăcut sentimentul când vine cineva la tine și ai deschis ușa să întrebi cine e și într-o dată simți un picior care e oprit acolo și nu mai poți închide ușa. Sunt mulți tineri, mulți oameni, mulți creștini care au deschis ușa spre un tărâm periculos. Nu-i timpul și nici momentul să intru în prea multe detalii. Vreau să înțelegeți un lucru, nu vă jucați cu puterile demonice. Noi nu suntem echipați pentru așa ceva. Duhul Sfânt ne-a fost dat. Cel ce este în noi este mai tare decât cel ce e în lume. Dar asta nu înseamnă că eu mă duc și mă încord, îmi încord mușchii mei spirituali. Nu te duce pe terenul diavolului pentru că n-ai armamentul necesar ca să te lupți cu el. Diavolul este o ființă spirituală mult mai puternică decât oricare dintre noi. Da, vom zice, Dumnezeu e de partea noastră. Da, dacă te trimite Dumnezeu, acolo te duci. Dar dacă nu te trimite Dumnezeu, stai cu minte. Stai pe partea asta la altă, că e periculos. Nu intri, intri într-un teren minat. E prea periculos. Și atunci când te joci cu lucrurile astea, deschizi ușa activităților demonice. Luca 6:18, cei chinuiți de duhurile necurate erau vindecați. Duhurile necurate te vor chinui, te vor stresa. Eu nu cred că niciun copil al lui Dumnezeu poate fi posedat de duhuri. Pentru că dacă Hristos locuiește în viața ta cu adevărat, duhurile necurate nu pot să te posede. Pentru că nu au cum să intre în viața ta. Dar însă, dacă
Nu știu ce exemplu să vă dau. Ați fost vreodată la grădina zoologică, acolo unde mai există. Te duci la cușca unui tigru, te uiți la el și între tigru și tine e un gard. Dar eu vă recomand ceva, nu băgați un băț și îl sâcâiți. Dacă ai un animal din ăsta feroce, nu te duci să-l mângâi. Vezi un leu din ăsta uriaș într-o cușcă, nu te duci să-l mângâi pe blana lui, să vezi cât e de fain. Îl lași acolo, între tine și el trebuie să rămână gardul ăla. Sper că înțelegeți ce vreau să vă spun. Nu vă deschideți ușa spre așa ceva. Și închei cu un ultim gând. Și după aceea aș vrea să ne rugăm. Nu uitați că Halloween nu este un joc periculos cu puteri spirituale la care n-avem niciun control. Lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă călăuzească. Rămâneți acolo unde Dumnezeu vă călăuzește să mergeți. Vom avea confruntări cu diavolul, da. Dar nu știu cum să vă spun, nu intrați în cușca lui. Pentru că nu-i terenul nostru. Nu acolo ne cheamă Dumnezeu. Noi suntem chemați să luptăm cu întunericul. Dar nu așa. Și închei cu al patrulea lucru și vreau să le rețineți pe astea, nu pentru că vi le spun eu, s-ar putea ca într-o zi să vă amintiți ce vă spun eu, că veți întâlni cu lucrurile astea în lumea reală. Halloween-ul este, și cred că ăsta este cel mai periculos lucru, e tentativa lui Satan de a ne convinge că el nu-i chiar așa de rău cum se zice. Știți că cea mai mare și mai meșteșugită minciună a diavolului e să convingă lumea că el nu-i chiar așa de rău cum se zice. Vreau să vă spun un lucru. Intențiile lui Satan au fost întotdeauna rele și vor rămâne rele. Duceți-vă în grădina Edenului. I-a luat pe primii doi oameni, știți ce le-a zis? I-a zis Evei, oare a zis Dumnezeu, chiar a zis să nu mâncați din rodul acelui pom? Păi Dumnezeu, de fapt nu vrea să mâncați din el pentru că veți fi ca el, cunoscând binele și rău. Vă spun aici, în seara asta, și vă rog să nu uitați, diavolul va încerca să te convingă că el nu-i chiar așa de rău, cum se zice, și că Dumnezeu nu-i chiar așa de bun, cum zice despre sine. Asta i-a zis Evei. Păi Dumnezeu, de fapt, vouă nu vă dă dreptul să mâncați din pomul ăla, că dacă mâncați, veți fi ca el. Nu era adevărat. Dumnezeu le dăduse totul. El era doar un simbol al ascultării. Poți mânca din orice, numai dintr-un lucru nou. Halloween-ul e o tentativă de a lui Satan de a te convinge că el nu e chiar așa de rău. Dar nu uitați, diavolul și intențiile lui au fost rele dintotdeauna. Mai ceva, niciodată, absolut niciodată și nimeni nu poate face pact cu diavolul. Știu că e o sintagmă pe care ați auzit-o, dar chiar nu se poate. Adică ideea că Satan te lasă în pace dacă stai cu minte în banca ta nu funcționează. Satan se folosește de tine ca apoi să te condamne, tot el. Ideea că dacă îi te închini lui, vei primi tot ce-ți promite, e și asta o minciună. Păcatul e întotdeauna mai scump decât crezi tu. Pentru că nu poți face niciodată pact cu diavolul. Și mai ceva. Nu uitați, Satan este dușmanul deja condamnat de Dumnezeu. Diavolul știe care este destinul lui veșnic. El nu are șansa să se pocăiască, dacă vreți să spunem așa. Este deja dușmanul condamnat de Dumnezeu. Timpul lui se scurtează. Și pentru că timpul lui se scurtează și retenia lui, amăgirea lui, decepția lui crește. Să nu crezi că te poți lupta cu diavolul pe tărâmul lui, pentru că are cel puțin 6.000 de ani experiență la minciună, la decepție, la fals înaintea oricărea dintre noi. Vreau să vă provoc, dragi tineri, în această seară. Înțelegeți că Biblia ne spune un lucru foarte frumos. Feriți-vă de orice se pare rău. Pentru creștin, această manifestare este clar ceva ce ar trebui să fie cât se poate de departe de noi. Halloween-ul îți pretinde inocența, dar îți promovează întunericul. Halloween-ul nu face decât să sărbătorească decepția, înșelăciunea. Halloween-ul nu face altceva decât să te pună într-o postură periculoasă de a te juca într-o lume spirituală în care n-ai control. Și apoi, nu uita
că diavolul va încerca întotdeauna să te convingă că el nu-i chiar așa de rău, cum se zice. Dar nu uitați că este dușmanul lui Dumnezeu și Biblia îl numește dușmanul sufletelor noastre. Și vreau să vă provoc în această seară, dragi tineri, să ne rugăm împreună și rugăciunea noastră să fie foarte simplă. Doamne, în această vreme în care trăim, păzește-ne de înșelăciunea diavolului. Nu doar Halloween-ul este o înșelăciune, diavolul este șiret. El încearcă, intențiile lui nu s-au schimbat de secole, de viacuri, metodele însă sunt actualizate. De aceea aș vrea să ne rugăm și vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să ne rugăm în mod special, Doamne, păzește-ne de înșelăciunea viacului în care trăim. Păzește-ne să nu intrăm într-un teritoriu în care Dumnezeu nu vrea ca noi să intrăm. Și acest lucru ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi un semnal de avertizare. Doamne, păzește-ne de întuneric. Și fiți conștienți că uneori întunericul este deghizat în lumină. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să avem curajul să dăm jos tot ce este fals și să fim noi înșine. Hai să ne rugăm cu aceste gânduri în minte.